mi-este drag să merg în comunitate și să stau de vorbă cu ei, să de aflu păsurile. Pentru că nu e vorba doar de boală în sine, dar de cele mai multe ori cei care sunt bolnavi și au boală au și o stare de spirit mai rea sau mai grea și atunci, lucrând cu ei în fiecare zi, fac parte din familie. Vârstnicii au cea mai mare nevoie de noi, majoritatea sunt singuri. Mă bucur că ați venit. Pentru cei care nu se pot deplasa, mă deplasez eu la domiciliul lor pentru a face monitorizări, pentru a discuta cu ei, să-mi dau seama dacă își iau medicația corect. Și uneori chiar tratamente la domiciliu, conform recomandărilor medicului de familie sau medicului specialist. Tensiunea mentală e bună, e 13:7. Că fiecare duce diferit boala. Și atunci trebuie să știi cum te raportezi, ca să aibă mulțumirea aia sufletească, că uite, a venit cineva și m-a așa ascultat, trebuie să ai empatie și să nu pleci cu judecata. Să nu judeci omul din fața ta, ci, ba din contră, să încerci să găsești soluții, să-l ajuți, să-l sprijini și atunci lucrurile decurg bine. Și atunci câștigi și încrederea celui care stă în fața ta și care, practic, depinde de tine. Problemele sunt, să știți, dar se găsești soluții mai ușor. Adică sunt și un punct de legătură între ei și medic, între ei și poliție, între ei și spital. Telefonul meu sună și în weekend, și sâmbătă, și duminica seara. Adică oamenii din comunitate nu mai sună la 112, sună asistenta medicală comunitară, pentru că de cele mai multe ori știu că le răspund și că încerc să găsesc soluții în funcție de necesități. Mă dă la mine, nu? Trebuie să faci mișcare, tătai. E o meserie în care îți bucură și sufletul dacă știi să te detașezi de lucrurile rele. Cred că sunt un aport pentru comunitate.